Amin. Vă salut pe fiecare în numele Domnului Iisus Hristos și obișnuim să mai spunem ceva, nu ca și cum nu ar fi bine, și anume Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dar pentru că se poate uneori să avem impresia că nu suntem binecuvântați și că de asta o spunem, în seara aceasta aș vrea să spun altfel și mulțumesc și mulțumim Domnului pentru felul în care El ne-a binecuvântat. Amin, glorie Lui. Glorie Domnului. Dragii mei, noi suntem oameni binecuvântați de Dumnezeu. De aceea vrem să și mulțumim Domnului pentru felul în care ne-a binecuvântat și bineînțeles și cu siguranță vrem și dorim ca Domnul în continuare să ne binecuvinteze. Amin. Amin. De asemenea, salut Biserica El Shaddai, salut departamentul de tineret, salut fiecare familie, fiecare frate, fiecare soră, salut prietenii Bisericii El Shaddai, salut pe toți cei care într-un fel sau altul accesează această transmisie live și spun din toată inima, Domnul să lase mult har, pace și îndurare în corpurile voastre. Amin. Amin. În seara aceasta s-a citit un psalm, și anume psalmul 50, un psalm pe care l-a scris Asaf, un levit, și aș vrea pentru următoarele momente să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră, gânduri scurte, gânduri care să ne încurajeze. Cel puțin asta sper și asta doresc, să am câteva gânduri din partea Cuvântului Dumnezeu, cu menirea ca ele să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze și să ne întărească în credință. Mă uit în cuvântul acesta care a fost citit în seara aceasta și, dragii mei, am surprins câteva aspecte în seara aceasta, citindu-l, ascultând, citindu-se acest cuvânt, recitindu-l, am surprins câteva aspecte foarte frumoase pe care aici Asaf le scrie. Și dacă vom fi atenți la primele versete din Psalmul 50, cel puțin la primele trei, vom vedea că Asaf prezintă universul în care Dumnezeu lucrează. Universul în care Dumnezeu își desfășoară lucrarea. Universul în care Dumnezeu are activitatea Lui. Și îl prezintă ca pe un Dumnezeu măreț, ca pe un Dumnezeu supranatural, ca pe un Dumnezeu care stăpânește totul. În urma acestei extraordinare prezentări, pe care Asaf o face despre Dumnezeu și despre locul în care Dumnezeu lucrează, Asaf spune ceva foarte interesant, care eu cred că ne interesează pe noi și ne încurajează pe noi în seara aceasta, și anume Asaf spune în versetul 5 și versetul 4 un lucru. Că acest Dumnezeu care locuiește în ceruri, care lucrează în univers, care are o activitate în existența noastră umană și în existența aceasta universală, acest Dumnezeu este interesat de ceva. În universul acesta, în această mare masă de oameni, acest Dumnezeu este interesat de cineva și de o categorie specifică de oameni. Dragii mei, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care este această categorie specifică de oameni de care Dumnezeu este interesat? Versetul 5 spune așa: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. În toată lucrarea și activitatea pe care Dumnezeu o desfășoară, Asaf ne prezintă că Dumnezeu, în toată activitatea Lui pe universul acesta, are un interes și bate inima pentru cineva, pentru un popor, și anume pentru poporul Lui care a făcut legământ prin jertfă. Un prim aspect pe care aș vrea să-l privim în Sfintele Scripturii și un prim aspect pe care aș vrea să-l înțelegem din Cuvântul Lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este interesat de poporul Lui. Amin? Dragii mei, Dumnezeu, pe baza cuvântului pe care l-am citit, în care credem cu 100%, este interesat de poporul Lui și în poporul Lui se încadrează și Biserica El Shaddai, slăvit să fie Domnul. Amin.
Cred că gândul acesta trebuie să fie și este o încurajare și o mărăbătare pentru noi în vremurile care trăim, și anume faptul că Dumnezeu în activitatea pe care și-o desfășoară este interesat de poporul lui și spune așa: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ prin jertfă. De aceea spun în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, că Domnul Dumnezeu este interesat de fiecare copil al Lui. De fiecare suflet din poporul Lui. Și zic din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dragii mei, odată ce Domnul este interesat de poporul Lui, Cuvântul Lui Dumnezeu merge mai departe și mai spune ceva. Atunci când Domnul este interesat de poporul Lui, și este, are și un cuvânt pentru poporul Lui. Însă atenție în vremurile acestea în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu pune aici o condiție ca acest cuvânt pe care Dumnezeu îl are să poată fi auzit și să poată fi înțeles. Și versetul 7 spune așa: ascultă poporul meu condiția și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. În vremurile acestea în care trăim, Dumnezeu este interesat de poporul Lui și doi, Dumnezeu în condiția în care inimile noastre, urechile noastre, viața noastră este pusă la dispoziția lui Dumnezeu în ce privește atitudinea de ascultare, de auzire, de a fi atenți, de a vechea în ce privește atenția și ascultarea, Domnul are un cuvânt. Cuvântul Domnului spune așa: ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Domnul are pentru noi un cuvânt. El vrea să ne vorbească în vremurile în care noi trăim. El vrea să ne înștiințeze în vremurile în care noi trăim. Însă cere un lucru. Să facem liniște în sufletele noastre și în viețile noastre. Să intrăm într-o ascultare și într-o atitudine de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta aș vrea să spunem împreună, Doamne, ajută-ne! Amin. Dragii mei, Domnul da ne vorbește și Domnul da ne înștiințează, însă face lucrul acesta în condiția în care alegem să ascultăm de El. Și ascultarea de Domnul înseamnă să facem liniște în viețile noastre. Să intrăm într-o atitudine de ascultare de cuvântul Lui. Să cercetăm Scripturile care sunt un cuvânt de încurajare pentru copiii lui Dumnezeu. Să cercetăm Scripturile care cuprind multe binecuvântări și făgăduințe pe care Dumnezeu le are pentru poporul Lui până ce Domnul va veni. Și în felul acesta Domnul ne vorbește și ne încerțiază. Și cuvântul Domnului merge mai departe și ne spune ceva. Se pare că Asaf ne vorbește și ne spune un lucru. Că Domnul, în cuvântarea pe care o are, are și o obiecție. În alte cuvinte, are și un cuvânt de mustrare. Însă, până la cuvântul de mustrare, și fac o paranteză. Și ar fi bine aici să învățăm și noi să facem același lucru. Până să mustrăm, să avem și un cuvânt de apreciere. Amin? Până să mustrăm, să avem și un cuvânt de încurajare. Haideți să vedem cum a procedat Domnul. Ce spuneți dumneavoastră din Psalmul 50? Domnul prima dată a mustrat sau înainte să mustră a pus un cuvânt de apreciere? Și ce spune versetul 8? Nu pentru jertfele tale te mustru. Atenție! Căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Înainte ca Domnul să aducă un cuvânt de mustrare, însă o mustrare și o obiecție pe care Domnul o face în dragoste, sub forma unui sfat, sub forma unui îndemn, sub forma unui învățături, înainte ca Domnul să facă lucrul acesta, Domnul aduce un cuvânt de apreciere. Și spune, nu te mustru pentru ardele tale de tot, pentru că ele, cu adevărat, sunt necurmate în mintea. Și un cuvânt pe care Domnul are, în primul rând, este de apreciere. Frați și surori ai Bisericii El Shaddai.
Domnul are un cuvânt de apreciere și răsplătește o seneală noastră. Răsplătește slujirea noastră. Faptul că ne-am adunat în locul acesta și faptul că ne adunăm în locul acesta cu gândul și cu scopul să slujim pe Domnul, să stăm la dispoziția Lui. Faptul că ne implicăm în proiectele Domnului și ale Bisericii El Shaddai de ajutorare. Domnul are un cuvânt de apreciere pentru dumneavoastră. Domnul are un cuvânt în care spune că va binecuvânta și va răsplăti tot ceea ce faceți pentru Domnul. Și Domnul nu negă slujirea noastră. Domnul nu negă dărnicia noastră. Domnul nu negă milostenia noastră. Și Domnul apreciază și răsplătește lucrul acesta. Recunoaște lucrul acesta, vede lucrul acesta. Însă, Domnul merge mai departe și are și un alt cuvânt în care vrea să obiecteze niște lucruri pe care trebuie să le corectăm ca să ajungem desăvârșiți, sfinți și plăcuți Lui. Și zic ca Domnul să ne miluim. Amin? Amin? Amin. Amin? Amin. Slăviți să fie Domnul. Cuvântul Domnului merge mai departe și acesta este ultimul gând și spune versetul care a fost citit așa. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanat. Un lucru pe care Domnul mi-l cere, mie, dumneavoastră, bisericii, poporului Lui, slujitorilor, fraților, surorilor, tuturor, aduceți ca jertfe Domnului mulțumiri. Este o vreme în care poate, avem motive și pe baza unor criterii firești, nu spirituale. Poate avem motive. Poate să nu fim mulțumiți. Poate să cârtim. Poate să ne întristăm. Poate datorită vremurilor prin care trecem. Poate datorită serviciului. Poate datorită altor lucruri care se întâmplă în viețile noastre. Însă, în introducerea Psalmului 50 și în prezentarea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne învață căci Dumnezeu este un Dumnezeu al oștirilor, atotputernic, omniștient, care stăpânește asupra tuturor lucrurilor. Și faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic și omniștient, care este interesat de poporul Lui, ar trebui să ne sugereze ceva. Că acest Dumnezeu care stăpânește efectiv peste toate lucrurile și este interesat de poporul Lui, inclusiv în aceste situații poate ciudate, poate neînțelese de noi, se implică și lucrează și prin credință noi trebuie să fim mulțumitori. Amin. Glorie Lui. Asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu în vremul în care trăim. Să aducem ca jertfă Domnului mulțumire. Cum să aduc ca jertfă Domnului mulțumire? Prin credință. De ce prin credință? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu mi-e spune, inclusiv în acest cuvânt care a fost citit în seara aceasta, căci Dumnezeu stăpânește peste întreg universul, peste toate lucrurile, controlează totul, Baba nu ți este interesat de poporul Lui, are și un cuvânt pentru El și acest Dumnezeu care controlează totul, stăpânește. Are sub control inclusiv anul 2020. Puteți să spunem amin? Mărire Lui. Are sub control inclusiv situația acestui oraș Londra. Puteți să spunem amin? Amin, glorie Lui. Are sub control inclusiv familia mea, familia ta, familia Bisericii El Shaddai. Puteți să spunem amin? Amin, glorie Lui. De aceea Domnul ne cheamă într-o vreme ca și aceasta să mulțumim Domnului. Prin credință, Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă. Doamne, poate da, aș vrea altfel, dar știu un lucru, căci Tu stăpânești asupra tuturor lucrurilor. Știu că Tu ești un Dumnezeu care operezi în universul acesta. Ai activitate, îți desfășori activitatea, da. Și ești interesat de un singur lucru, de poporul Tău. Și în ciuda lucrurilor pe care eu nu le știu, nu le cunosc, nu le pot, ești omniștient, ești atotputernic și prin credință îți mulțumesc. De aceea, aș vrea să închei cu acest gând. Și aș vrea să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea într-o vreme ca aceasta să avem înaintea Domnului o inimă mulțumitoare.
și o inimă încrezătoare în Domnul. Dragii mei, o inimă mulțumitoare este o inimă caracterizată de pace. Este o inimă caracterizată de bucurie. Atunci când suntem noi foarte, foarte mulțumiți de un lucru. Nu-i așa că avem pace? Avem bucurie? A fi mulțumit nu înseamnă să nu ai pace, să nu ai bucurie. Aș vrea cu adevărat să aducem Domnului o jertfă de mulțumire. Și chiar în seara aceasta, la finalul slujbei, în rugăciunea de mulțumire, dragii mei, aș vrea cu adevărat să ne dăm silințele. Aș vrea cu adevărat să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, să nu de pe buze, ci din toată inima să mulțumim Domnului într-o atitudine de pace, de bucurie, de mulțumire și de credință în El, căci Domnul este Cel care este interesat de poporul Lui, de Biserică El Shaddai, și Domnul este Cel care ne binecuvintează. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Domnul să binecuvânteze.